Îi spune Mihai, patronul de cum acolo. Ți se pare? Da. În România, că stai bine să te gândești, l-avem pe bancul la Craiova și o promisiune mare, Borza de la Rapid. A făcut o mișcare mai mult decât inteligentă, a luat un jucător de 19 ani, care pare că va fi viitorul fundat stânga naționalei României. Sigur asta, vă spun eu. Mie îmi place foarte mult. Și acum când l-a băgat, da, după bine, ce a primit palmele de rigoare pentru ce a făcut înainte cu escaparea de unde? De la Iași. La Iași. Unde s-au dus și ei la discotecă. Unde, nu că nu mai sunt discoteci, cluburi, cum le spune acum. E Borza. Chiar ieri m-am întâlnit cu el, pentru că ieri a trebuit să fac turul loturilor naționale, că s-au reunit, nu cel mare, dar am fost și la aia mari, venise doar cine era Tănase și cineva, doi jucători doar, să stă de vorbă cu ei. Și după aia am fost mai mult la U17, care începe miercuri calificări pentru campionatul european la București, și U19, care azi la 7 dimineața au plecat calificări la european la U19 în Croația. Croația, Turcia și așa, Germania. Și ai vorbit cu Borza? Și era acolo și am zis, bă băiatule, ai greșit de față cu toți. Nu să le vorbesc copiilor, să-i încurajez, să nu creadă că dacă e la germ... under, la cât e el? La 19. La 19. Și de față cu toți ai spus, ai greșit. Și am zis, ai greșit, ai ocazia să le arăți la tuturor că tu ești altfel. O greșeală la vârsta ta este inerentă. A făcut-o... Și ce a zis Borza? Toată lumea de la masa asta a făcut-o la vârsta lui. Ce a zis Borza? Da, da, din cap, am aprobat și asta și i-am zis, este adică spășit? Ți s-a părut spășit? Nu spășit. Un om care chiar vrea să arate că... A fost un accident. Că a fost un accident. Aha. M-a bucurat tare mult, știi? Și cum i-ai zis? De ce i-ai zis? Că tu vorbești frumos. Cum i-ai spus? Exact așa zic. Da, ai greșit. Dar să nu te descurajeze faptul că te-au ținut pe margine. Asta este o... Și plata, amenda care ai primit-o este... Da, e ok că ai spus în fața tuturor asta? Adică păi și de ce să nu fie ok? Păi ce, ne ducem la colțul, să bisericuțe, ce fac eu acolo? Mm-hmm. Înțelegi? Dar revenind că de asta am pornit de la fundașul stânga, mie mi se pare un copil extraordinar acest Borza. Da? A și luat Rapidul, nu? Pentru da, normal. Își asigură 1, U21, încă 2 ani de acum încolo. E 2005, Borza. 4 ani atunci. De acum încolo... Un post la care voi spuneați mai devreme suntem deficitari, găsim foarte greu fundat stânga. Da? Dar zi-mi o chestie, Mihai, fii atent, te întreb ceva. Sine? E adevărat că am auzit că a mai comis-o și când a fost la under odată Borza? Nu. Ați avut o problemă? Nu. A? Nu? Sau nu-ți mai aduce aminte? Nu, nu a fost niciun fel de problemă, n-a fost atunci. Atunci? Dar ce a fost atunci? Bă, nu mă țiu minte ce s-a întâmplat. A fost o chestie, o stai și mai mult. Dar e normal, mă, când stai în cantonament, mai stai de vorbă. Asta mai... când a fost aia atunci? Când a fost atunci povestea? Nu știu dacă nu cumva a fost în timpul campionatului european U21. Uh-huh. Pentru că vezi tu acum, în cazul lui... Deci Borza e recidivist? Deci în cazul lui Mihai? Borza, nu e recidivist. Pe cum? Atunci? Acum cu Rapidul? Hai mă, dacă asta am o oră în plus sau... Da. Stai, cum Mihai, dacă ești în afara programului? A stat dacă în cantonament, în cantonament, mă, în cameră, s-a dus la tine, la prietenul lui Ivanovici. La 12 noapte au prins de vorbă. Și a stat acolo, să stăteau de vorbă. Asta e. Dar la cine a fost? Cu cine s-a stat atunci? Nu mai știu mințele cu cine a fost, dar lui, că erau mulți de la prieteni care jucaseră împreună. Gândește-te cât sunt. Deci virgulă la domnul Borza. E cam place să stea așa cu prietenii, peste program. Revenind la ce mai important este că acum au revenit la generația lor și el și Mazilu, Mazilu din alte cauze, că nu joacă de, în noiembrie, de când de când a plecat de la Gică, sunt la U19, la categoria lor de vârstă. Eu le-am spus și antrenorilor și lor, trebuie să fiți motoarele echipei. Exemple. Nu e o retrogradare că ești de la U21. Mihai, hai să nu trecem chiar așa de ușor peste povestea asta cu Borza, da? Pentru că eu știu ce s-a întâmplat. Tu, așa, a fost băutură atunci, iară. Iară băutură a fost atunci. N-a fost nicio băutură. Ba nu, a fost băutură, Mihai, atunci. Știu 101% de la voi știu. Nu de acolo, de lângă. Nu bea. Ba, a fost băutură. Nu bea. Da, da, da. Și ce a fost? Nu manele, ce au făcut? Vorbeau, tu nu știi. Au ascultat muzica mai tare, a? Ce să fie. Da, da, da. Eu știu că a fost și la Euro, la U21 când a fost Euro. E. Eu a fost și băutură. E o virgulă, Robert. E o virgulă la copil. Ei, cam place distracția peste program.
El trebuie să conștientizeze că e altceva acum și cu transferul la Rapid. Eur. Și cu e altceva, are alte responsabilități, e model. Chiar dacă este un copil, este model pentru alți copii. Nu cred că o să înțeleagă. El că... trebuie să învețe în primul rând Rapid din lucrurile astea. Tu vezi la titlu? Da. Acum? Da. 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 Bun, să zic că nu-l e anul ăsta, că e diferență de puncte, nu știu. Dar la anul Rapidul se bate la titlu? Da, și anul ăsta se bate. Păi el trebuie să conștientizeze treaba asta, că trebuie să fie la înălțimea unei echipe care vrea să ia locul 1. Ăsta e principalul lucru care trebuie să-l înțeleagă acest copil și toți ăștia mici. Și să învețe din experiențele astea, că de greșit am greșit toți. A avut șansa să fie învățat. Dar trebuie să înveți din el. Bă, Robert, mie nu-mi sună bine că acum câteva luni băutură și cu colegul Stadu Pora 12 în cantonament la lot în timpul eurului, da? Acum cu Rapidul, bun, n-ai învățat nimic din aia, din urecheala de atunci, acum cu Rapidul, hai să sperăm că nu o să fie a treia. Cum zic italiene? Senza duie, da? Dar nu e ok. Are ceva, are ceva copilul. E clar că e o supărare, o refulare. O refulare, are un... Are o latură care trebuie, are o latură, Robert, care trebuie să... Da, dar uite la domnul Hagi, de ce nu se întâmpla? Că e Hagi! Păi vezi? Bă, Borza! Tremurau de frică! Că nu e numai la copil.